Doamnelor și domnilor, acesta este main eventul serii. Este a doua întâlnire între cei doi luptători ce urmează a fi prezentați. Meciul se desfășoară la categoria heavyweight. Primul luptător al eventului are 30 de ani și două meciuri la pro. Se antrenează la CSS 5 Rapid București, alături de Marius Vasilescu, Florentin Vasilescu și Costi Scutariu. I se spune Tyson din Dârza. Urcă în colțul albastru Cosmin Bucătaru. Cu 45 de ani foarte multă forță în lovituri. Fight Academy București, alături de Mihai Simion, Alexandru Crișan și Florin Strugariu. La pro are 16 meciuri cu 10 victorii. Luptă astăzi în colțul roșu Ion, John Berceni, Grigore. Ion Grigore, John din Berceni, un sportiv cu o îndelungată experiență în sporturile de contact. A îmbrățișat jiu-jitsu brazilian în ultimii ani și cu rezultate semnificative atât la nivel intern cât și la nivel internațional. Menționez acest lucru pentru că de obicei sportivii cu experiență și în special celor cărora le place lupta în picioare, striking-ul rar ajung să se îndrăgostească de jiu-jitsu brazilian. Grigore face parte din Buterier's Fight Academy acum, antrenat de Mihai Simion. Da, John Berceni, un luptător care s-a apucat târziu, asta datorită trecutului său, s-a apucat târziu de sporturi de contact cu adevărat. La 37 de ani, are 45. Acum, spuneai și tu, foarte multe meciuri pentru el în, cred că, toate sporturile de contact. Dacă îl inviți, nu contează ce propunere are, el o acceptă și intră fără probleme să lupte în ring sau în cușcă. În MMA-ul profesionist are 10 victorii, dintre care 7 câștigate prin knockout, 1 prin finalizare la sol și 2 meciuri le-a câștigat după descalificarea adversarilor. Au ceva cu ei, cu el adversarii. Da, a pierdut 6 lupte, Ion Grigore, majoritatea dintre ele pierdute în cale din afara României. Avem prezenți în cușcă mai mulți agenți de fază pregătiți să controleze orice potențială situație agresivă între cei doi, cel puțin acum la început. Arbitrul întâlnirii este Cătălin Oțelea.
Nu este cazul să se întâmple așa ceva, pentru că s-au salutat sportiv cei doi luptători. John! John! Centru! Centru! Cred că au încuiat domnișoara cu... Da, Pascu a încuiat domnișoara în ring, care anunța startul primei reprize, s-a grăbit un pic. E, a rămas blocată la cel mai nepotrivit meci. Da. Ești gata? Luptă! Da, atenție la loviturile de braț ale lui Cosmin Bucătaru. Încearcă să ducă la sol, da. Să încearcă să ducă lupta la sol, da. Așa s-a întâmplat și în primul meci. Erau la sol cincuri în momentul care exact. Bucătaru l-a lovit cu capul. Diferența de înălțime între cei doi. Iată-l și pe John, care încearcă să prindă un picior. Lovituri de genunchi. Aici, datorită înălțimii, John s-ar putea să lovească sub centură cu genunchiul de... Da, e posibil. A reușit să ia ambele brațe pe dedesubt Cosmin Bucătaru. Un control foarte bun. O, da, ce greșeală face, l-a tras, da. A vrut să-l tragă într-o parte, poate l-a tras, să-i facă un salt și l-a tras peste el. John este foarte periculos în astfel de situații. Ia spatele să vedem dacă va reuși. E un jucător foarte tehnic la sol, cu toate că este foarte masiv. Îl ajută și segmentele foarte lungi pe John, să vedem dacă va reuși de la spate acum să-l... L-am văzut mai multe meciuri de jiu-jitsu brazilian și este un sportiv care încearcă să-și folosească cât mai puțin forța și cât mai mult tehnica. Un control spate acum, încearcă să lovească. Cosmin Bucătaru o să-i fie greu să iasă de acolo atâta timp cât nu reușește să ridice în picioare și să-l scuture de pe el pe Grigore, care încearcă să ia gâtul adversarului, să vedem dacă va reuși această stranglare de la spate. Să vedem care dintre ei va fi mai obosit după această situație. Bucătaru are un moment foarte dificil, duce întreaga greutate în spate lui Grigore. O, dar ce strangulare acolo, e mai mult ca o, și ca o tehnică cervicală, o răsucire a capului, un neck crank. Foarte dificil de controlat acolo. Oare reproșează Grigore că îl trage de degete sau că mușcă? Nu făcea ceva care trebuie să spun în momentele respective. Ar putea să revină la control deasupra Grigore. Nu, dar dacă scapă cumva Bucătaru de această primă repriză, o să arate foarte rău, foarte obosit. Spuneam la un meci anterior că din control spate se iese doar prin tehnică. Este foarte greu să-ți folosești, aproape imposibil să-ți folosești forța, oricâtă forță ai avea, pentru că nu poți să împingi și de tras este foarte, foarte greu. Mi-a luat capul. Foarte, foarte greu. Dacă mi-a luat capul. L-a și întins acum pe Bucătaru. Să vedem dacă reajustează. L-a prins de mânușe. Cred că a scăpat priza acolo. A scăpat priza. Acum reajustează la acest RNC. Foarte bun acest punct. Putem să vedem exact ce s-a mânușa, nu fie mânușa, da? Își pierde proteza Cosmin Bucătaru. Nu cred că mare nevoie în momentele astea. Însă a supraviețuit foarte bine până acum în toate aceste momente în care Ion Grigore a fost în control. Da, continuă să rămână deasupra și sobește Ion Grigore de la spate. Îi blochează și cu mâna cealaltă căile respiratorii, o tactică extrem de eficientă din astfel de situații. Control pe braț. Un minut jumate în care Bucătaru a dus întreaga greutate al lui Grigore, s-a și apărat de câteva tentative de strangulare, a trebuit să se apere și de câteva lovituri. Acum dacă se va ridica în picioare, va avea o șansă mult mai mare să scape. Da, da, și să-l răstoarne pe Grigore de pe el. Nu știu cât de mult mai are resurse Bucătaru. Revine din nou la același control spate, exact ce spune. Se ridică, reușește să-l scuture și vine acum extrem de agresiv. Atenție la lovitură de cap și am avut o senzația pentru moment că a vrut să-l lovească din nou capul. S-a abținut pentru moment. Cearcă Ion Grigore de pe spate să lovească și el.
Cosmin Bucătar încearcă să obțină o poziție mai bună cumva pentru de lovire, dar nu reușește să aibă câteva momente de răgaș, să-și regleze respirația, pentru că a fost controlat aproape întreaga repriză. E greu de aici să reușească ceva. Lucrează de la supra! Vine amenințător cu capul de fiecare dată Bucătarul. Având în vedere ce s-a întâmplat în meciul anterior, l-aș vedea mult mai precaut cu astfel de posturi. Asta trebuie să facă, trebuie să se ridice și să creeze distanță ca să poată să lovească cu putere. Are un sportiv cu o forță incredibilă în brațe. Da, s-a încheiat prima repriză și cred că a obosit și John Berchen, chiar dacă a stat deasupra adversarului. Foarte multe tentative pentru el eșuate, care s-ar putea să-i fi luat din energie lui Ion Grigore. Momentul în care a reușit să scape Bucătarul de Ion Grigore și atacul inițiat de acesta. Dați în spate cei doi, gata să înceapă repriza a doua. Să vedem cât de afectați au fost cei doi la capitolul Lută! Energie. Chiar și Grigore pare destul de obosit. Schimb de lovituri. Da, se duce Bucătarul peste Grigore, să vedem dacă va reuși să-l pună el de această dată la podea. Bine, a reușit cumva și în prima repriză, dar l-a tras pe Grigore peste el. Da, da. Iată-l pe Grigore, intrând la două picioare, foarte bună intrarea, se întoarce cu spatele din nou Bucătarul. Nu-l văd bine, dacă îl duce iarăși în spate, îl duce în cârcă și această repriză o să fie foarte, foarte bună. Da, lovitor de braț. Cred că și o diferență semnificativă de greutate cu siguranță între cei doi. Cu siguranță. În favoarea lui Grigore, evident. Încearcă să facă același lucru pe care l-a făcut. Se duce după Kimura, după o tentativă de finalizare pe braț. Să vedem dacă reușește să izoleze brațul. N-a reușit, a pierdut. Îl răstoarnă pe Bucătarul pentru o fracțiune de secundă. Foarte bună abordarea lui Grigore. Are un braț acolo izolat. Ar putea să ducă după o tehnică cu picioarele, omoplata. Bucătarul a ajuns unde a vrut în o poziție dominantă deasupra. Nu este o poziție foarte dominantă, sunt alte poziții mult mai avantajoase, însă de unde a fost până acum este o poziție mult mai bună. Da, e foarte greu pentru el cumva să depășească. Grigore lucrează foarte bine cu picioarele, a creat acel scut, pun piciorul în șol, controlează și distanța. Foarte bună tentativa de inversare. De pe spate, lupta la sol are trei mari direcții, submisiile, adică tehnicile articulare sau de strangulare, trecerile la spate sau aceste inversări, situația în care de pe spate reușești să-l răstori pe adversar și să vii deasupra lui. Interesant modul în care a reușit să lovească de pe spate Ion Grigore. Dar a vii foarte bine cu coatele, da. Sunt sportivi care sunt extrem de periculoși de pe spate cu coatele. Iată, din nou lovește cu totul. Să nu lovească în... în zona cefei. Sunt interzise loviturile în zona cefei. Este foarte obosit pe Cosmin. Nu te-a lovit, aș dincolo și luptă! Luptă! Păi da trei ori mi-a dat! Luptă! Mai luptă sau nu? Ce lovitură a dat Grigore acolo, adversarul. Da, ciudat momentul în care lupta era oprită și... Nu știu ce anume a reproșat Bucătarul în acele momente. Foarte sângeroasă luptă, s-a deschis. Asta e problema cu coatele. Coatele sunt genul de lovituri care nu produc foarte des knockout, însă produc aceste situații. Chiar și o simplă tăiere pe arcadă sau pe frunte poate să producă foarte mult sânge.
nu sunt deloc plăcute ochiului, însă sunt accidentări mult mai grave din alte lovituri față de aceste simple. Ideea e informatul că arată foarte horror Ion Grigore acum, dar nu e sângele lui. Nu e sângele lui, da. Da, este sângele adversarului. Da, eu sunt, nu sunt fanul patrilor, consider că multe lupte se opresc datorită acestor sângerări când sportivul poate continua bine mersi din alte puncte de vedere și aș prefera să văd o luptă în care poate să-mi permise lupturile de genunchi la tabla sol, cel mult. Și nu sunt permise lupturile de cot. Heroes a preluat însă regulamentul similar cu UFC-ul, acolo unde sunt permise aceste lupturi de cot și nu sunt permise lupturile de picior sau de genunchi atunci când asta la sol. Bine că a preluat UFC-ul, care permite și soccer kick-ul mai nou. Da. Ne apropiem de ultimul minut al acestei reprize a doua, destul de obosiți cei doi. Bucătarul de-abia mai lovește, chiar dacă are o poziție mai bună. Grigore insistă de pe spate, tocmai ca să aibă activitate, chiar dacă nu este eficient cu aceste lovituri, însă e o modalitate de a-i impresiona pe judecător că ești în continuare în luptă, deși cred că dacă l-ar bloca în momentul ăsta pe Cosmin Bucătaru, lupta ar fi repoziționată în picioare. Da, Bucătaru a avut câteva lovituri bune pentru el din această poziție. Ion Grigore clar a mai obosit în aceste momente și Bucătaru cumva, după ce a trecut deasupra, a avut momentele lui bune. Ion Grigore de pe spate i-a provocat acea rană și nu numai. Iată, din nou de pe spate, brațul drept folosit de Ion Grigore, care se retrage acum. Da, se încheie această repriză a doua. O repriză sângeroasă între cei doi. Da, se va relua lupta, să vedem. Mai sunt 5 minute din acest meci. Vino la centru, vino la centru. Foarte bine, băieți, luptați în continuare curat, da? Mergi în spate, mergi în spate, mergi în spate! Luptă! Începe a treia și ultima repriză, ultimile 5 minute. Ion Grigore arată ca într-un film horror. Nici Bucătaru nu e mai prejos, dar majoritatea sângelui a căzut pe Grigore. El întoarce bine pentru un moment. Grigore reușește să se apere, să-și blocheze picioarele cu un sprol, ajunge la spatele lui Bucătaru. S-a întâmplat același lucru în ambele repriză de început. Vedem o situație similară. Să vedem dacă va reuși să-l pună pe spate pe Bucătaru. Bucătaru până acum a stat pe spate foarte puțin în această situație în care a vrut în prima rundă să îl proiecteze pe Grigore și nu a reușit decât să-l aducă deasupra lui. Bună, bună această răsturnare folosind underhook-ul. Nu are mare forță nici Ion. Lovituri doar de control. Da, s-au dus 11 minute în această luptă și a fost o luptă adevărată între cei doi, nu doar datorită sângelui pe care vedem în aceste imagini,
per total au făcut risipă de efort și a fost momente când unul l-a cărat pe celălalt în spate, când da, celălalt. Foarte multă activitate. Un match demn de un main event în Heroes. Bune lovituri de genunchi. Bucătarul încearcă din nou să vină în clinch, încearcă să vină din nou la picioare. Aceeași apărare foarte bună, reușită să prindă acel underhook și să răstoarne pe Bucătarul. Foarte obosiți cei doi. Da, foarte, Cătălin Oțelea încearcă să-i repoziționeze proteza lui Bucătaru. Totuși pierde protecția dentară. John Berceni continuă să lovească, are activitate în această poziție, nu lovește foarte puternic. Este cel care domină continuare lupta în această poziție. Lovitură la capul adversarului. Din nou pierde proteza Bucătaru pentru moment. Apără-te, Cosmin! Lucrează! Continuă să lovească cei doi. Un meci senzațional. Da, și... este victorie pentru John Berceni, o victorie obținută în ultima repriză. Cătălin Oțelea a pus capăt acestei lupte. Ce meci între cei doi, foarte, foarte spectaculos, de apreciat evoluția ambilor sportivi care au reușit să ducă două reprize și jumătate la o intensitate incredibilă pentru doi sportivi atât de grei. Da. Una peste alta, un meci foarte bun, demn de un main event, așa cum spuneai tu, Tudor. A arătat foarte, foarte bine lupta între cei doi și a prins la public în această seară. S-au încălzit cei de pe margine în timpul acestei lupte. Un meci deosebit. Cât de mult a contat totuși prima secvență, cea în care Bucătaru a încercat să-l arunce peste umăr, peste Grigore, însă fie alunecat, fie datorită acestei diferențe semnificative de înălțime, dar și de gabarit. Eu cred în continuare că Grigore are să le mai dăm un rând de aplauze celor doi sportivi pentru efortul depus și a ajuns direct în control deasupra. În primele minute al unui meci să fii dominat în control deasupra, să încerci să ieși de acolo, să ajungi să fii controlat de la spate, este foarte, foarte dificil. Nu m-ar mira să vedem o în această seară reeditare acestui meci, să vedem un al treilea meci dintre Trilogia și Ion Grigore. Trilogia, da, dintre Tyson din Dârza și John Berceni. E bine cel puțin că meciul nu s-a mai terminat la fel ca primul, cu o descalificare, și am avut ocazia să-i vedem pe ambii la muncă. Doamnelor și domnilor, arbitrul întâlnirii, Cătălin Oțelea, a oprit meciul în ultima rundă, declarând câștigătorul prin TKO, Ion John Berceni Grigore! Victorie pentru Ion Grigore! O victorie meritată după ce a controlat în mare măsură întreg meciul. Doamnelor și domnilor, sunt aici alături de John Berceni. John Berceni, cum te simți după această luptă incredibilă? Mă simt foarte obosit. Vă mulțumesc tuturor celor din Berceni, cartierul nostru, familiei, echipei Bulterier și organizatorilor PASMU și cu... Vă mulțumesc! Și cu Florian. Doamnelor și domnilor, să-i mai dăm un rând de aplauze lui John Berceni!